În aceste timpuri în care ne confruntăm cu o pandemie globală, sunt tot mai frecvent stările de stres, anxietate și teamă, produse de restricționări în ceea ce înseamnă unele activități, deplasări sau la relaționările sociale. Pandemia de coronavirus s-a făcut ca întreaga lume să se ciocnească cu provocări atât în plan medical, socioeconomic, dar și psihologic. Stările frecvente de stres sunt parte componentă a vieților noastre și frecvent ne vine greu să le depășim. Din care motiv este important să cunoaștem la concret pașii și mecanismul de depășire acestor momente de cotitură. Chiar dacă vorbim despre o izolare, un tratament anticovid, specialiștii recomandă ca să menținem normele stricte recomandate de către specialiști. Să păstrăm rutina zilnică și contactele cu societatea, să le înlocuim cu metode alternative, comunicând sigur la online, prin telefon, prin e-mail, o rețelele de socializare, întru rezolvarea problemelor ulterioare de transmitere acestui virus SARS-CoV-2. Cum de fapt să păstrăm echilibrul emoțional pe timp de pandemie? Vom încerca să desfășurăm împreună cu invitații noștri din această seară, prezenți deja în platoul emisiunii noastre, cărora le zicem în scurt timp bună seara, doamna Liliana Nistrean, neurolog, bună seara, doamna Liliana Chisar, psihoterapeut, bună seara, și doamna Elena Kondratiuk, medic-psihiatru. Bună seara. Și domnul Sergiu Sanduleac, psiholog, care acum nu este prezent în platou, ne-a anunțat că prezintă simptome de răceală și din motive de precauții, astăzi nu va fi prezent la discuții în cadrul emisiunii din această seară. Stimate doamne, sărut mâna și încă o dată ne bucurăm că sunteți prezente la noi în emisiune. Pandemia COVID-19. De fapt, vorbim astăzi despre stresul care îl produce și cum oamenii reacționează la acest factor. Cert este că fiecare din noi are o manieră și un mod diferit de reacționa la factorii de stres. Pandemia, de fapt, a demonstrat că s-a trecut nu doar printr-un stres simplu, da? Dar un stres care a produs și alte chestiuni în comportamentul nostru uman. Și în contextul acesta, mai ales, avem precedentul la ceea ce s-a întâmplat și cum reacționau chiar și medicii în acea perioadă, sau medicii de primă linie, unde vom desfășura în timp și acest subiect. La acest capitol, de fapt, și am să încep cu dumneavoastră, doamna Chisar, care sunt cauzele unui asemenea fenomen deja produs în societatea noastră la etapa de pandemie în care noi ne aflăm? Evident că cauzele sunt multiple, dar cel mai important este să realizăm că în urma stărilor care noi ne inducem, putem ajunge să agravăm însăși maladia, însăși starea noastră interioară, spirituală, socială pe care noi o avem, e nevoie să o controlăm cognitiv, adică mental, emoțional, să ne implicăm la justa valoare a potențialului nostru, pentru că este bine cunoscut că nu fiecare își cunoaște potențialul său frumos. Adică noi uneori credem că suntem foarte slabi, foarte decăzuți moral, dar în mare parte în inconștientul nostru se află un mega potențial pe care fiecare este important să-l descopere. Și anume, stări precum apar în perioada de pandemie ne demonstrează că noi putem descoperi acest potențial, mega potențial, care nu este destructiv, este pozitiv. Probabil aceste lucruri se întâmplă în contextul în care este un dialog foarte echilibrat cu specialistul în domeniu, pentru că aceste stări sunt la nivel de parapsihologic, de percepție departe de a fi directă. În contextul pandemiei de infecție COVID-19, ce a dus la aceste schimbări în comportamentul, în primul rând, a oamenilor, pentru că ne aducem aminte în primele etape a pandemiei, când au fost anunțate și stare de urgență, așa, rândurile
cozile la supermarkete, necesitatea de a cumpăra, probabil din instinct de apărare și protecție, a tuturor elementelor care nu neapărat erau necesare. Și doi, comportamentul medicilor, unde și în cazul lor s-a instalat această frică. Exact. Ceea ce spuneați ține de o reacție instinctuală care e predominată de panică. Deci acea panică, frică, tensiune, că uite, viața noastră este pusă în pericol, că nu se știe ce va fi mâine, adică nesiguranța, panica, nesiguranța, starea aceea de alertă, că nu voi reuși să fac față pandemiei, bolii, că va cuprinde familia noastră. Deci este o frică atât personală cât și față de oamenii dragi. Și atunci oamenii în acea alertă, dorință de a supraviețui, de a-și păstra integritatea lor ca personalități, atunci percep de a face cumpărături abundente, de a consulta medicii, de a-i stresa pe cei din jur, pentru că se instaurează un fel de mecanism defensiv de coping, adică nu un coping pozitiv, ce înseamnă asta? Adică nu o reacție normală la stres, ci din contra un coping defensiv prin care noi încercăm să prevedem niște chestii și prevăzând însăși de fapt ce este prevederea transcendentală, a prevedea că uite noi putem ajunge la moarte, noi putem ajunge la, zic moarte ca final, dar la o stare dureroasă. Și pentru ca să depășim starea aceea, noi ne panicăm, noi ne insuflăm că poate nu putem face față. Și atunci stresul ăsta ne cuprinde ca o stare de alertă, însă și de a trăi. Vă mulțumesc foarte mult. Sigur, ne interesează din punctul de vedere neurologic acest proces, ce presupune și în contextul unei asemenea situații de stres, ce determină această stare anxioasă deja sau de panică, în rândul, sigur, nemijlocit, a celor care manifestă aceste simptome. Doamna Istrean, vă rog. Probabil că mai mult motivul acestei panici a fost provocat din necunoaștere. Deci nimeni din populație globului pământesc nu cunoștea ce este acest virus. Inclusiv și noi, în rândul medicilor, nu cunoșteam nici structura virusului, nici simptomele care o să provoace acest virus la pacient, cum evoluează. Deci doar din experiența celor din China am aflat că, uite, iată așa se manifestă. Da? Și probabil că necunoașterea a fost principalul motiv care a dus la dezvoltarea acestei panici și alerte din partea populației. Și problema în cazul acesta trece mai mult în sensul cui? Probabil a celor care necesitau ca să aducă detaliat ce presupune, ca ulterior percepția, să nu inducă populația într-o zonă de incertitudine. Dar, corect, pe lângă toate aceste momente, care ar fi elementul zonei de platou din punct de vedere neurologic a proceselor care se întâmplă și la ceea ce își produce de fapt această tensiune? Deci toată panica aceasta care s-a creat a dus la ceea că, hai să zic așa, atât pacienții cât și populația care nu a fost contaminată cu virusul respectiv, au fost separată în două tabere, da? Din care pacientul provocat tulburare de anxietate la ei au apărut ca rezultatul suportării acestui virus, pe când populația care nu a contaminat virusul avea panică mai mult și tulburările de anxietate au apărut în rezultatul izolării la domiciliu. Lipsa socializării, lipsa contactelor, mai mult ca atât factorii de risc a fiecărui persoane în parte care i-au, deci toți factorii de risc, plus factorii de stres, evident, că care la fel generau și mai tare tulburarea aceasta de anxietate și induceau pacientul tot mai mult și mai mult în stare depresivă sau într-o stare anxioasă, într-o stare de stres acut. Deci toți factorii împreună au provocat... Deci provoacă, nu doar au provocat, ci provoacă la moment această panică. Cu mare regret, populația, mai ales a Republicii Moldova, cu toții ne ciocnim de stres continuu pe vari forme sau în vari forme. Pandemia este un stres aparte, un stres care nimeni probabil în lume nu a anticipat, vorbind despre ceea ce deja noi și cunoaștem și urmărim. Iată, doamna Kondratiuk, aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, această tensiune care se acumulează în mințile oamenilor, pe fondul la toate măsurile, la toate mesajele care vin, pentru că undeva este și platforma de informare în masă,
un factor care poate să influențeze percepția oamenilor. Iată, această aglomerare de tensiune în mințile oamenilor poate în timp, dacă mai continuă, să producă și alte probleme? Da, desigur. Frica de necunoscut, frica de pierdere și de pericol provoacă în rândul populației reacții emoționale complexe. Reacții acestea pot să fie manifestate într-o parte de la negarea totală a riscurilor, de negarea a recomandărilor care trebuie să fie respectate, până la anxietate severă, care pot produce și tulburări emoționale severe, așa ca se întâmplă în orice criză, până la tulburare de stres posttraumatică sau stări anxioase, stări depresive. Să facem o fel de radiografie atunci. Avem deja o perioadă destul de îndelungată a situației acestea pandemice și observăm că cazurile înregistrate noi nu sunt în scădere, dar invers sunt în creștere, ceea ce ne poziționează pe fiecare de noi într-un risc chiar deja acut. Unde mergem caz în care responsabilizarea societății va manifesta un asemenea comportament ca și cel care, la care asistăm astăzi? Pentru că undeva au fost măsuri, au fost zone de panică, ulterior observăm parcă ușor, ușor, s-au cam relaxat și deja nu am mai devenit atât de panicoși ori agresivi în relațiile cu cei din jur când mergeam la magazine, dacă mergem în primele perioade. Vă rog mult, doamna Chisar. Este probabil starea aceea mentală, care omul este cuprins total de negare. Ce este negarea? Este așa o stare care ne cuprinde și noi nu presupunem că, uite, noi am fi parte din această boală. Adică noi negăm că, uite, cu mine se poate de întâmplat asemenea lucruri. Și atunci când noi mai mult punem accent pe această negare, că, uite, nu este grav, pentru că oamenii, mai este o fază la fiecare din noi, informarea nu este chiar din primele surse sau ținem cont mai mult de unele comentarii pe rețelele de socializare, de mediatizarea incorrectă a lucrurilor și oamenii o iau, mai întâi au fost cuprinși de panică, de starea aceea de fobie, de tensiune, că uite, vor face parte din cei infectați și după care, când lucrurile un pic s-au așezat, neinformându-se corect, sunt cuprinși și de negarea aceea. Eu nu o să mă molipsesc, e tot ok, este doar o pandemie falsă. Deci anumite stereotipuri care ne cuprind la un moment dat îi fac pe unii din noi să fie un pic ceea ce presupune neconștientizarea gravității lucrurilor și negarea faptului că, uite, nu este într-adevăr atât de grav. Și atunci, și acest fenomen este unul reversibil ori ireversibil la nivel de percepție în rândul oamenilor într-o situație ca pandemia COVID-19. Evident reversibil, pentru că dacă conectăm mai departe propria noastră conștientizare, mecanismul nostru frumos de coping, de a reacționa... Cum o facem? Este vorba de a aduna în sistemul nostru a percepției toate resursele noastre emoționale pozitive, toate resursele și credințele noastre. Ce înseamnă aceasta? A fi focalizat pe faptul că, da, este o maladie, să presupunem cu un impact destul de mare, dar totuși noi putem controla lucrurile în ce sens? Acceptând că în cazul în care mă îmbolnăvesc, eu pot să mă ajut pe mine. Eu am oameni alături, adică niște resurse. Apelăm la resursele noastre atât spirituale, precum credința în Dumnezeu, atât resurse externe, precum sunt oamenii dragi nouă, medicii care de fapt fac tot posibilul, adică încredințarea că nu suntem singuri pe această lume și că de fapt este... Bine, dar în cazul nostru nu este un declin, ca exemplu, declinul religios care a fost în anii 60 în Statele Unite ale Americii. Este altceva. Avem o pandemie exact, clară care duce la anumite procese. Știm că în sistemele biologice este o curbă care indică, de fapt,
startul, adică manifestării, creștere, logaritmică, platou și ulterior declin. Doamna Istreanu, opinia dumneavoastră, noi la ce etapă suntem și dacă nu suntem încă la platou, cât mai avem? După datele care le avem și după numărul crescut de cazuri în fiecare zi, care tot apare tot mai mult și mai mult, cred că încă nu am ajuns la platou. Deci e foarte straniu că toți virusii au evoluția lor în natură. Deci de obicei, cum ați spus și dumneavoastră, este o creștere, după care platou și o descreștere. Și sunt caracteristice perioadele sezoniere pentru virus. Și de ce depind? Pentru... Să avem și o discuție comună, fără drept la intervenție. Care sunt factorii care mai și influențează această perioadă de creștere continuă? Pentru că autoritățile în domeniu, până chiar și OSM-ul ne comunica anterior, că zona platou deja ar fi trebuit să fie depășită. Corect, da. La zi observăm altceva. Probabil că este responsabilitatea populației față de seriozitatea problemei. Deci nu se atârnă serios față de acest virus. Marea majoritate a populației, într-adevăr, neagă faptul că ar exista virusul și cred că nu există și în cazul de față nu respectă toate restricțiile. Și probabil că asta și este motivul creșterii continue a virusului, adică a incidenței, a morbidității populației. Neglijența, de fapt, este un proces care iarăși vine de pe platourile percepțiilor, percepției fiecăruia a realității. Da? Doamna Kondratiuk, în opinia dumneavoastră și la etapa aceasta, pentru că este o etapă, o zonă de risc major, ce facem, ce trebuie să facem pentru a atrage atenția, a conștientiza lucrurile, nu neapărat cum sunt comunicate în varii surse, pentru că în varii surse observăm că informația ori este denaturată, ori are alt interes decât cel de a informa obiectiv și corect. La ce să atragă atenția oamenii în cazul acesta și la această etapă mai ales? Vă rog mult. Acum, mai mult ca niciodată, este foarte importantă disciplina și autodisciplina. Așa ca și respectarea a tuturor recomandărilor și responsabilitatea a fiecare din noi, fiindcă fiecare din noi poate să fie eroul al pământului, salvând viața personală, viața sa și viața altor oamenilor. Bun, laturi mai multe are această problemă. Chiar o portofoliu de riscuri foarte major. Și vedem chiar și pe fondul unor măsuri orice ce înseamnă izolarea populației în casă. Da? Izolarea, tot la fel, colegi de-ai dumneavoastră, plus și etologi se expun că izolarea în casă crește gradul de agresivitate a celui izolat și ulterior apar probleme grave. Dacă vorbim despre țările care deja, să zicem, au ieșit din lockdown ca China, acolo se expuneau că a crescut rata de divorț. Pe de altă parte, toți am auzit această expunere, pe de altă parte, în Franța a crezut indicele de violență în familie. Spuneți-mi, vreau, doamna Cisar, în Republica Moldova, la această etapă, care indici deja bat semnalul că suntem în risc și trebuie să luăm atitudine, concret? Suntem într-adevăr într-o zonă de risc pentru că lucrând în aceste luni, practic mai mult de jumate de an, lucrând și online, după care revenind la cabinet, mă confrunt cu multe cazuri anume a femeilor care au trecut printr-un abuz la un nivel mult mai mare, atât fizic cât și psihologic, în contextul în care am fost supuși în această perioadă pandemică să fim acasă, să fim izolați și atunci, contextul cu agresorul, adică în cazul dat a femeii, este mult mai constrâns de situație. Și atunci când înainte orice femeie, copil care treceau prin abuz, puteau cumva să se focuseze pe serviciu, pe prieteni, pe ieșiri, adică cumva era camuflată starea de abuz, acum este la un ritm foarte crescut, accelerat.
abuzat. Și nu numai abuzul, dar și însăși starea abuzivă, autoabuzivă asupra noastră, pentru că această panică, anxietate, duce la un nivel sporit de a nu face față lucrurilor și atunci noi ne depresăm. Ajungem de la o ușoară tristețe la o tensiune specifică depresiei, în care scade motivația de a avea grijă de noi înșine, scade motivația de a avea sens în viață, pentru că undeva suntem limitați social. Dar ca psiholog pot zice că totuși sunt factori, indiferent ce vor simți telespectatorii noștri, dar mă pronunț la faptul că sunt și factori pozitivi în urma acestei pandemii, pentru că noi uităm ca personalități să ne focusăm. Să dăm și exemplu, vă invit. Da, exemplu concret. Noi uităm ca personalități individuale să ne focusăm pe noi, să vedem menirea noastră pe pământ, să vedem cine suntem noi ca individualități, ca eu. Și atunci, noi într-un proces de ăsta ritmic al vieții, noi cumva ne focusăm doar pe serviciu, doar pe oameni, doar pe alții și uităm a înțelege cine suntem noi. Pandemia, dacă o luăm, este o chestie de a ne întoarce la noi înși, la singurătatea noastră interioară și a găsi mecanismul de a rezista, a crede, a vedea pentru ce sunt eu creat. Adică avem mai mult timp pentru noi înșine, ca personalitate. Bine, omul ca natură este o entitate socială care tinde mereu să relaționeze, să fie în contact cu semenii săi. Spuneți-mi, vă rog, doamnă Kondratiuk, caz în care pandemia mai continuă, ce noi comportamente urmează să observăm în societate? Ce riscuri încă? Orice criză provoacă în rândul populației majorarea agresivității. Uneori agravează. Avem riscul să ne facem o comunitate de introverți cu atitudini conservatoare. Posibil. Tot e individual. Asta înseamnă că este nevoie de un lucru mult mai profund, nu doar cu sinele, dar și cu specialiștii nemijlocit. Dar observăm în alte state. Observăm în alte state comportamente care deja ies din rama, ori în afara ramei buchei legii. Da? Observăm hoții, observăm acte de vandalizare și așa mai departe. Ce trebuie să facem în contextul acesta ca noi să nu ajungem la acest capitol, la acest subiect, pentru că trebuie să mai și ținem cont de zona în care ne aflăm, de oamenii pe care îi avem, de cei care comunică mesajele noastre și sunt cei care urmăresc și își schimbă încrederea foarte rapid, de la o zi la alta, ori de la un ecran la altul. Doamne, este vă rog. Bună întrebare, ce trebuie să facem? Deci trebuie autoritățile să fie mai deschiși, cred că cu populația, să fie mai corecți în atitudinea față de populația. Vorbim de Republica Moldova. Mai corecți în atitudine, mai corecți în mesaje. Poate ar fi cazul și de a spune adevărul în unele momente necesare pentru a ajunge la populație, că într-adevăr pericolul este foarte mare, este mare pericolul nu doar de infectare, dar și pericolul de apariția altor boli mult mai grave ca rezultat, care vor fi ca consecință a infecției post-COVID. Foarte interesant. Foarte interesant, pentru că lucrurile nu se schimbă la etapa aceasta. Ne interesează, da, vreți să aduce o expunere, dar vă mai adresez și o întrebare și o legați. Ce moștenim noi? Pentru că ați spus că sunt și părți bune. Părți bune la închisare în contextul în care noi lucrăm cu noi, noi ne definim, noi ne apreciem rostul nostru, locul nostru, energiile noastre, cum le adaptăm ulterior la implicările noastre, chiar dacă suntem preocupați și implicați în alte activități. Dar după pandemie, ce mai moștenim? Observăm, de fapt, modul deja cum parcă a responsabilizat societatea la simplul act de spălare pe mâini, care el este un act normal, da, de păstrare așa în norme a igienei. Probabil deja asta va fi, la sigur, și moștenit spălatul mai și frecvent, pentru că dintotdeauna asta și-ți promova spălatul frecvent pe mâini. Probabil măștile. Rămâne de văzut. Altceva ce am mai moștenit noi.
În mare parte vreau să mă refer, dacă fac legătură cu întrebarea dumneavoastră precedentă, ce putem face, cum putem ajuta. Eu totuși obiectiv aș vedea lucrurile că, uite, închizând anumite oportunități a oamenilor de a-și desfășura activitatea, jobul, businessul, afacerea, tot ceea ce el era de prins până acum, noi de fapt închidem oportunitatea ca omul să-și vadă sensul în viață, pentru că sunt pierderi financiare, sunt pierderi la nivel global, dar dacă ne referim la țara noastră, sunt pierderi colosale în care, vreau să zic, chiar și micul business are de suferit, nemai vorbind de cel mare, da? Și respectiv, aceste toate oportunități închise favorizează ca să moștenim un stres cronic, o depresie cronică, care nu se rezumă doar la terapii psihologice, dar la însă și consultarea psihiatrului și punerea societății noastre pe medicamente, în sensul în care oamenii real într-un stres puternic, șoc și foarte așa, cum să zic, abuziv și foarte șocant apărut, da? Pentru că, într-adevăr, nu eram pregătiți. Noi ne expunem riscului de a cronicizat această stare. De la cronicizare, am să vă rog, stimate doamne, chiar și o să vă invităm să urmărim un reportaj care va reflecta, de fapt, impactul psihologic a pandemiei asupra oamenilor, după care, sigur, în scurte clipe, revenim la dialogul nostru din această seară. În afară de sentimentele intense de izolare pe care le provoacă în acest an pandemia de coronavirus, aceasta poate afecta și sănătatea psihologică a oamenilor. În timp ce, pentru mulți dintre noi, posibilitățile de a merge la muncă, la școală și de a participa la alte activități în afara casei sunt reduse, ne putem confrunta cu iritabilitate, plictiseală, neliniște și frica de a ne îmbolnăvi de COVID-19, stări care pot duce rapid la anxietate și depresie. Psihologii spun că numărul terapiilor de gestionare a stresului a crescut considerabil în această perioadă și recomandă oamenilor să petreacă mai mult timp în natură și să se alimenteze sănătos. În capitală, aceste stări psihologice se manifestă mai pregnant. Maria Vornicescu din Chișinău spune că perioada de pandemie a fost una dificilă pentru ea și familia sa, după ce mai mulți prieteni, dar și rude, s-au infectat, iar unii apropiați chiar au decedat. În astfel de condiții, stresul și anxietatea devin inevitabile. Frică a fost, pentru că este o boală, cred că și o durere în suflet. Noi suntem departe, copiii sunt departe, adică numai copiii și rudele. Și despărțirea asta cred că e mai strașnică atunci când nu o să vie nimeni, pentru că așa știam orice moment, o să știm precis că o să vie. Aceeași stare spune că a avut și o altă locuitoare a capitalei, care recunoaște că pandemia are un impact puternic asupra sănătății emoționale. Stresul ăsta s-a transferat la toți membrii familiei, inclusiv și la cei care activam, și în echipă, și cu cei care lucram. Noi cred că oricum o să, psihologic și moral, o să rezistăm. Sunt niște lecții care le-am învățat toți și care o să ne ajute, cred că, să ne dezvoltăm mai multe direcții. Psihologii spun că persoanele emotive care s-au confruntat și în trecut cu perioade de stres sunt mai vulnerabile în fața provocărilor emoționale pe care le prezintă pandemia. Drept urmare, numărul terapiilor a crescut considerabil. Această pandemie a dus la o incertitudine totală, globală, aș zice eu, și unii oameni sunt destul de nerezistenți, sau mai bine zis, au alergii la incertitudine și nu știu ce le așteaptă. De fapt, acest context de pandemie este foarte normal să ai aceste îngrijorări, este foarte, fiindcă toți ne-am pomenit în situații incerte. Pentru a depăși stările de stres, de panică, dar și de teamă, este necesar ca oamenii să înlocuiască gândurile negative cu cele pozitive, să găsească ocupații și să experimenteze lucruri noi în mediul de casă, susțin psihologii. Ca să depășim mai ușor aceste stări, este foarte bine să ne ținem mintea flexibilă, să denumim
Care este concret îngrijorarea noastră acum în această pandemie? Cineva este frică să îmbolnăvească, cineva este frică mai mult că o să rămână fără bani sau să-și piardă jobul sau că o să îmbolnăvească rudele. Să fim foarte concreți de ce ne temem și apoi trecem pur și simplu printr-un filtru mental. Chiar și în situații de izolare, de tratament anticovid administrat acasă, specialiștii ne recomandă să păstrăm cât mai mult rutinele zilnice. Limitarea contactului social poate fi compensată de mijloacele moderne de comunicare, rețele de socializare, telefon, e-mail, etc. În perioadele de stres crescut, este important să acordăm o atenție sporită nevoilor și emoțiilor noastre, să ne implicăm în activități plăcute și care au rol de relaxare. Se recomandă mișcare în mod regulat și respectarea regimului de alimentație, de odihnă și de somn. Undeva parcă am încercat a acoperi sub o umbrelă ceea ce noi am și comunicat până la această oră. Undeva lucrurile nu sunt spuse până la capăt, probabil, sau informația nu este adusă public, normal, în tiparul său firesc. Din punct de vedere neurologic, doamne Strean, ce înseamnă această problemă și oamenii cum trebuie să o perceapă de fapt într-o a depăși aceste blocaje psihologice de percepție, ca ulterior să ajungem la tuturor ceilalți factori? Doamna Cezara Dilevski a avut dreptate când a spus că trebuie să percepem situația așa cum este. Bineînțeles că nu toată populația, vorbim de Republica Moldova, nu toată populația Republicii Moldova se va infecta, sperăm că nu se va infecta toată populația și nu toată populația va trece prin tulburările este de panică, prin tulburările de anxietate, prin stările depresive. Însă cei care au stările este, deși recomandăm adresarea neapărat la medic, inclusiv a celor care au trecut prin infecția COVID, cât și a celor care se află la domiciliu, în izolare sau în autoizolare, sau cei care au fost în contact cu persoanele bolnave, da? Adresarea neapărat la medic, indiferent prin ce, prin e-mail, telefon, exact cum a fost spus în reportaj. Deci cam asta e, cred că... Nu știu cadrul. Cadrul, nu știu dacă da. Am fost doamna Chisare, vă mulțumesc. Doamna Chisare, eu vin la dumneavoastră acum la o terapie psihologică. Vă rog. Și am să zic că eu sunt acel care simt nevoie de această terapie. Da, e frumos. E bine să avem spațiu și de ieșire în plimbări, în aer liber și așa mai departe. Dar vedem că măsurile care sunt comunicate de comisiile situații excepționale în sănătate publică dau și un format de a oferi această comoditate și acest lux. Sfătuiți-mă, vă rog, pentru că trăiesc acest blocaj psihologic, stres deja acumulat și dobândit de atâtea luni. Ce fac? Ce fac ca să îmi echilibrez în continuare mersul meu de mai departe, moral și psihologic? Evident că sunt aici pentru a ajuta fiecare om ca și pe dumneavoastră și, în primul rând, sunt interesată să vedem ce simțiți dumneavoastră, care sunt lucrurile care vă tulbură, adică conștientizarea fiecărui om cel tulbură. Simt multe. Nu pot merge la serviciu, ori dacă merg la serviciu, nu are cine sta cu copiii. Ori merg disponibilizări în câmpul muncii, pierdem serviciu. Deci nu sunt bani. Nu sunt necesarurile aduse în casă. Apar și alte stresuri. Plus, observăm numărul crescut de cazuri. Este un risc enorm pentru familie, pentru apropiați. Ce fac? Cum le depășim? Haideți să vedem. Exact, înțeleg că este foarte greu. Treceți printr-o situație care este, de fapt, comună a fiecărui de noi, cum trec și eu. Și telespectatorii să înțeleagă că noi improvizăm situație exactă. Exact. Vă înțeleg perfect că trecem toți, de fapt, prin această situație. Haideți să vedem cu dumneavoastră ce resurse interioare, care sunt visele dumneavoastră interioare, care le putem acum ajusta la această pandemie. Ceva care poate până acum dumneavoastră nu v-ați permis să faceți, să revedeți poate însăși relația mult mai apropiată cu copilul dumneavoastră, cu soția dumneavoastră, cu mama dumneavoastră, care știți, înainte, în alerta noastră de a avea job, și nu unul, dar două, trei, pentru că asta e condiția în țara noastră, să avem mai multe joburi, noi
Știu că o să mă înțelegeți, că uneori nu că uităm, dar lăsăm pe planul 2 omul drag de alături, fie că copilul petrece mai puțin timp, fie că soția, fie că mama sau tata. Și atunci haideți să vedem ce oportunități avem acum, scumpul meu om care te-ai adresat astăzi, să revedem cu dumneavoastră ce putem, unde vă puteți reorienta acum, lângă cei care cu adevărat au nevoie de dumneavoastră, de sprijin și poate simt mai mult alerta, de exemplu, mama pentru care o vârstă sau tata. Cum vedeți dumneavoastră? Da, vă mulțumesc foarte frumos la expunerea pe care ați adus-o. Probabil va trebui să mai facem o emisiune să vorbim despre maleabilitatea, flexibilitatea mea ca și ceea ce unde noi ne planificăm, unde ne poziționăm. Exact. Și da, este nevoie de a atrage atenția la o altă abordare, deja prin prisma percepției la ceea ce avem în jurul spirituală, nostru. Spirituală, exact. Dar până la spiritual, doamna Kondratiuk, diferite categorii sociale avem. Dar mă interesează în percepția dumneavoastră care este cea mai vulnerabilă categorie la acești factori de stres care se instalează astăzi în societate, pe fondul pandemiei, sigur. În situația de astăzi, cea mai vulnerabilă categorie sunt copii, adolescenți, persoane cu dizabilități sau persoane în vârstă și medici care se confruntă cu pandemia de COVID-19. Da, vulnerabil din punctul de vedere a percepției. Dar probabil din punctul de vedere a percepției copiii sunt vulnerabili pentru că nu au un dialog necesar cu cei maturi, ori cu cadrul didactic, ori cu medicul. Și mergem în formatul de mai departe. Dar este un fenomen, observăm. Persoanele în etate, chiar dacă sunt și cele mai expuse și sunt în cel mai de risc punct în contextul unei asemenea infecții, pentru că capacitatea de atac și influență presupune și alte, să spunem, stări de sănătate, și de vrute ori nevrute ei sunt vulnerabili. Observăm atitudinea acestora. De ce sau cum dumneavoastră interpretați comportamentul acestora? Pentru că nu se stă acasă, nu se plimbă câte doi în parc, ori trei, dar se continuă șezătorile prin parc, se continuă mersul într-o lebuz, mai nou observăm deja nici de mască nu se are nevoie. Cum explicați dumneavoastră acest fenomen? Și vă invit la expunere fără ca să orientez cu drept de replică pe cineva din dumneavoastră. Cum credeți? În mare parte, pronunțându-mă anume la mediul nostru, Republica Moldova, pentru că în alte contexte culturale, având efectiv fiecare din noi acolo rude, vizionând anumite emisiuni, vedem că de fapt cultura foarte mult facilitează să avem un grad sporit de responsabilitate sau nu, ceea ce este undeva în alte țări mai pronunțat. La noi m-aș adresa de fapt către fiecare om să înțeleagă ce înseamnă eu pentru mine și ce înseamnă copilul meu, fiecare din noi. Și dacă noi conectăm cognitiv această atitudine, îmi pasă și de mine și de omul drag, adică o responsabilitate socială față de cei care pot deveni eventuale victime a maladiei, fie că este COVID, fie că este ulcer, fie că este orice altă maladie. Deci să o luăm ca ceva firesc care ni se întâmplă, pentru că nimeni nu este pregătit să afle într-o zi că este infectat de sifilis sau sau are cancer sau leucemie. Deci nu suntem pregătiți nici pentru această maladie. Am înțeles. Dar asta ar presupune că fiecare, cel care se ciocnește de această problemă, ar trebui să aibă în spate o asistență psihologică particulară. Cum asta poate fi reală? Fireală, este real, pentru că noi psihologii am fondat... Treceți pe online exclusiv și dumneavoastră. Exclusiv și noi și mai mult decât atât am fondat Centrul Respiro, psihologii mai mulți, cei care s-au adunat și am încercat să oferim în această perioadă pandemică chiar și consultații online gratis, consultații care fiecare din noi, din timpul nostru, dacă încercăm să oferim, nefiind chiar psihologi, atenție celuilalt, să ne pese, să sporim gradul de conștientizare că
chiar putem ajunge la această infectare și la cineva se termină cu simptome ușoare, la cineva, din păcate am avut cazuri la cunoștințele mele că au fost grave într-atât încât și-a pierdut și viața. Și atunci ne mobilizăm, încercăm să înțelegem că ei, alți oameni mai slabi, au nevoie de noi și putem ajuta prin însăși atenția și dorința de a fi alături. Noi am discutat până la această etapă și mă interesează, în opinia dumneavoastră, doamne Strean, cum trec acest disconfort, dacă îl putem numi al izolării, ori izolarea, autiștii, în exemplu, introverții, în alt exemplu, și mai vedem în parcurs ce mai identificăm. Deci persoanele care au deja careva dizabilități mentale, totul depinde de gradul de complexitate acestei probleme. Sau, cum a spus dumneavoastră, schizofrenicii, autiștii, cred că doamna psihiatru o să ne poată spune mai în detailat problema ceea ce ține de dereglările mentale. Dar atunci când, într-adevăr, sănătatea mentală a persoanei este deja dereglată și nu are o autocritică nici față de sine, nici față de mediul înconjurător, ei cred că trec cu indiferență prin toată perioada aceasta de pandemie. Cei care au autocritică, care au critică față de mediu, față de societate, lor le devine mult mai greu, evident, ca și nouă tuturor. Este probabil moștenit și un alt fenomen pe lângă subiectul discutat, cel a percepției că dacă am ajuns la o etapă în care solicit asistența ori consultarea unui psiholog ori psihiatru, care iară sunt confundate, ai probleme grave cu capul. Da? Asta la noi este, cu mare regret. Doamna medic, psihiatru, ce sfaturi dați celor care, dacă simt anumite stări, care nu le pot defini de fapt care și de ce se comportă și sunt așa, sunt stresați, sunt, mai știu eu, au nevoie ca să solicită o consultare psihiatrică. Și asta nu neapărat înseamnă că dacă merg la psihiatru eu am probleme grave și ulterior trebuie să-mi caut izolare în alt fel de instituție. Vă rog mult. În lumea modernă e normal și nu e patologic să cerem ajutorul dacă avem nevoie. Dacă este nevoie de consultație specialistului, e normal și noi... Dar când trebuie să apeleze? Și cât de importantă este consultarea psihiatrică în aceste momente de stres acut, cum s-a expus și doamna Chisar deja? Cu cât mai devreme, cu atât și efectul va fi mai bun. Mai bun. Dar ce înseamnă mai devreme, doamna Chisar, în contextul în care este nevoie de o intervenție, de un dialog cu psihologul deja? Pentru că psihologul cam în aceeași luntre este, la nivel de percepție a oamenilor, când ajung ca să meargă la sesiunile acestea de dialog, de terapie. Exact. Noi tindem, de fapt, ca să coborâm din nota de orgoliu deja, pentru că iarăși este alimentat de multe ori de incertitudine și neștire. Exact. Incertitudinea aceasta ne duce la faptul că ne închidem, ne blocăm, ne autostresăm pe noi și pe ceilalți, inducem mai mult gravitatea asupra celorlalți atunci când îi stresăm cu ideea spală mâinile, da? Ce înseamnă a te adresa până ajunge la o stadie în care panica aceea este abundentă, în care somnul este neliniștit și în care transformăm, fără a avea COVID, psihosomatizăm anumite boli cronice care le aveam sau anumite maladii care ne deranjau, noi le ridicăm nivelul. Atunci când simțim că această stare de panică, deja începe a avea un efect nociv asupra noastră și asupra altora, când nu mai suportăm nu știu ce gânduri sau nu știu ce griji a altor oameni, e important să sesizăm starea și să încercăm de a avea încredere în specialist, fie că este în medic, terapeut, fie că este în psiholog, în psihiatru, pentru că dacă nu conștientizăm că ne afectează, lucrurile scapă de sub control și evadează și atunci ne trezim cu faptul că avem deja o depresie acută și e nevoie de un tratament medicamentos. Ne interesează foarte mult cum a fost cu medicii situația. Dumneavoastră, domnul Contratiu, că ați dat asistență medicilor, celor care au avut acel șoc
psihologic, da, inițial, în momentul în care erau antrenați în prima linie de muncă într-o cumva diminuarea și rezolvarea problemelor cu infecția COVID. Povestiți-ne, vă rog, cum a fost? La ce stare au fost identificați în dialogul pe care l-ați avut cu ei? Întâlnire directă cu suferință provocată de COVID-19, epuizarea extremă, fizică și emoțională, separare de cei apropiați, izolare socială sau distanțare socială, provoacă reacții emoționale, severe, chiar și la cei mai puternici din personal medical. Se manifestă prin reacții nevrotice, anxioase, depresive, tulburări de stres post-traumatic sau tulburări psihosomatice, insomnii și coșmaruri. În Republica Moldova a fost lansat program de acordare ajutorului psihologic pentru personal medical. Deci, conform Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a fost organizat grup de suport format din psihologi, psihoterapeuți, care a fost supervizat de colaboratorii Catedrei de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Țiu-Стемицану și de colaboratorii Catedrei de Management și Psihologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Țiu-Стемицану. Scopul programului este acordarea suportului psihologic a cadrelor medicale și de a oferi posibilitatea de gestiona situația de criză. Da, și cât de deschis, de fapt, sunt medicii în solicitarea acestui serviciu? Sunt destul de deschiși și clar lucru că consultații de 30 de minute sau 60 de minute nu e destul pentru prelucrarea situațiilor traumatizante. Dar aceasta e numai început și e foarte important să continuăm comunicarea aceasta și să ținem legătură psihologică între beneficiari și specialiști. Vă mulțumesc mult. În contextul măsurilor de care dispunem, da, emise de către Comisiile Situații Excepționale și de Control a Sănătății Publice, a situației asterii, de fapt, epidemiologice în țară, modul de organizare a sistemului de învățământ. Doamne Stran, spuneți-mi, vă rog, cât de mult pune sub risc capacitățile copiilor, așa, și asta cum poate să fie diminuată în timp dacă luăm act la zi și ne implicăm azi cu careva punctual puncte, momente pe care dumneavoastră ne le-ați anunțat. În toată perioada aceasta de pandemie, cred că foarte mult au suferit și copiii, evident, și adolescenții. În special că au fost izolați la domiciliu, în fața computerului, în fața unei tehnici, da, care trebuiau să stea zi de zi, toată ziua, practică, pentru a face orele, a și îndeplini sarcinile care vin de la profesori. Și anume, ei sunt cei mai vulnerabili prin faptul că acum, când s-au reîntors la studii, sunt impuși chiar de astăzi de a purta masca toată ziua, de dimineață până la sfârșitul orelor, ceea ce va dezvolta probabil că în timp vom avea consecințe ceea ce ține de sănătatea copiilor. Da, se micșorează riscul de virulență în cazul între ei, deci transmiterea virusului, însă vom avea alt impact ca rezultat, vor crește, presupun specialiștii spun că ar crește infecțiile bacteriene, hipoxia, patologia cardiovasculară, vor fi, cred că, în creștere perioada următoare. Și ce facem atunci? Ce facem astăzi? Ce facem? Pentru că intuim vor fi probleme grave. Pentru chiar și micuți. Ce facem? Eu cred, deci părerea mea ca medic, da, și ca mamă, aș zice că poate ar fi cazul totuși să permitem copiilor de a nu purta masca,
deoarece anume în instituțiile de învățământ, vorbesc de instituțiile de învățământ și în sălile de clasă, deoarece s-au făcut studii în aceeași comparative, aceeași Finlanda și Norvegia, unde copiii pe perioada de izolare, Finlanda a fost izolați toți copiii și n-au mers la școală, pe când în Norvegia toți au frecventat școala și riscul, adică morbiditatea nu a fost, a fost mai mare în rândul copiilor care au stat acasă cu copiii izolați, decât în rândul copiilor norvegieni care au mers la studii. Totuși, principala sursă de infecție este adultul și de aceea între copii riscul de transmitere a infecției este minimal. Deci părerea mea este că ar fi bine copiilor să le permitem să stea fără măști în sălile de clasă. Vă mulțumesc foarte frumos. Trec pe aspecte, de fapt, iarăși pe psihologie. Complementarea sud, sigur, complementarea din motivul acesta tindem să fim maleabil și la și subiect. Dar, Ansar, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, când părintele trebuie să înțeleagă că a ajuns un moment în care am luat copilașul de mână și merg la psiholog, în contextul în care s-a acumulat deja un volum mare de energie în mintea sa, foarte stresată deja și prin mecanismul de organizare a sistemului de învățământ și prin modul de socializare deja și cu, avem, și cu accesul și noile metode pe care au trecut ei în procesele educative, unde le celebrează actul de școală, de școlire. Și când părinții trebuie să atragă atenția și să-și pună o întrebare, stop, este nevoie deja de a dialoga cu copilul altfel. Și ori o face părintele, ori îl ia de mânuță și merge la medicul, merge la psiholog, la psihiatru. Vă rog mult! Exact. În acest context este cel mai ușor, de obicei, și în afara pandemiei, atunci când părintele vedea o problemă la copil, ce făcea, îl aduce la psiholog, doamna psiholog face ceva cu el, că uite, așa gândește, da, face, comportamente nocive, chestii. Ăsta este cel mai ușor a da vina pe copil. În contextul dat, chiar și cu pandemia, e important părintele frumușel, fără copil, să conștientizeze că, uite, lui nu să ajung resurse morale, psihologice și educative de a înțelege cum să pregătim copilul acasă. Și în acest context e important mai întâi părintele, adică noi maturul, să ne facem ordine la nivel interior. Cum pregătesc copilul, cum ajustezi, de exemplu, cu partenerul de viață, ca să dăm un model corect copilului de a ne acomoda la situație. Noi nu putem face tip fiecare de noi abracadabra și a dispărut virusul sau a dispărut această panică. Este ceva firesc care în altă cultură, mă refer, e ok, oamenii își asumă niște responsabilități și de facto ne adaptăm să trăim altfel. Să ne adaptăm să învățăm online sau să facem niște cursuri online sau să muncim la domiciliu, chiar dacă suntem în casă 3, 4, 5 persoane, să ne ajustăm. Aceasta ține de o proprie responsabilitate la a găsi soluții. Soluția înseamnă non-stress, soluția constructivă înseamnă poziționăm priorități, găsim, favorizăm în casă să ne adaptăm fiecare cu diferite caractere la situația dată, în acei 40-50 de metri pătrați, să încercăm a construi armonie, a comunica, a fi amabil. Deci, încă o dată zic, totuși eu văd să fim amabil. Etologii spun că în această perioadă, de fapt, avem o expresie mai pronunțată a genei egoiste. Dumneavoastră, de ce părere sunteți? Exact. Evident că instinctul este egoist. Asta e teritoriul meu, aceasta e camera mea aici. Și, adică fiecare, ori copil, ori matur, încearcă să o facă pe victima în acest context a pandemiei și să vadă că greșeala sau vinovatul este celălalt. Eu totuși aș încerca ca fiecare membru care înțelege că toți trecem prin această durere, să fim constructiv, să încercăm a ne gândi nu doar la propria noastră persoană, dar și la celălalt, care are nevoie și celălalt de intimitate. Adică părintele în acest context ar trebui să fie un model ca partener de viață cu celălalt membru al familiei pentru copil și să favorizăm, facilităm
predispunerea de a ne angaja această maladie ca o luptă, o luptă firească a vieții, cum este și orice altă stare care ne cuprinde într-o criză. Să încercăm a fi și amabili, să comunicăm și să oferim posibilitatea celor mai stresanți din familie să-și găsească liniștea. Dar prin noi, prin faptul că comunicăm pozitiv și nu inducem stresul și mai tare, adică contemplarea cu armonia interioară și cu celălalt. Ia un reper de la dumneavoastră din expunere, vinovați. E foarte simpatic contextul pentru că ne putem expune acum despre un cadru, noi și circumstanțele. Și observăm nevoia omenească, de fapt firească, de a găsi, da, vinoveți, care, de fapt, se păstrează în societate, indiferent de situație. Și în momentul acesta avem vinoveți enunțați, pronunțați, pentru că nevoia omenească și firească se simte și în acest caz. Din punct de vedere cumva neurologic, noi putem da o explicație ce alimentează acest mecanism de apărare. Pentru că când căutăm un vinovat, noi tindem să ne apărăm. Dar ca să nu căutăm un vinovat și să ne apărăm, noi trebuie să ne responsabilizăm. Deci, de unde până unde și ce facem ca să depășim? Iarăși revenim la egoism, probabil. Pentru că... Din preistorie noi suntem egoiști și asta este clar. Dar, într-o oricum, secol 21... creierul nostru este... Deci are mecanismele astea de apărare, da? Și deci el elaborează niște mediatori care vrem, nu vrem, ei la stres se elaborează la unii într-o cantitate mai mare, la alții într-o cantitate mai mică și fiecare încearcă să se adapteze la modul de viață care ne impune situația de moment și societatea. Regret că timpii se scurtează, pentru că subiectul, cel puțin pentru mine, încă nu a fost total acoperit. Dar noi vom mai continua discuția și ulterior. Și fiind la final de emisiune, chiar insistăm și rugăm sfaturi să ne dați, pe care, pe rând, din dumneavoastră, cu referință la ce trebuie să atragă atenția astăzi oamenii și cum să depășească aceste blocaje ca să-și mențină echilibru de percepție, sănătatea mentală și să nu ne îngustăm în zone anxioase, care să fac și alte probleme, din punct de vedere neurologic, și ulterior, după pandemie, să ne trezim nu doar cu nu știu ce, dar și cu alte sindrome. Pe fondul, iar, modului de a privi lucrurile din zona de incertitudine. Vă rog foarte mult. E foarte important să găsim, într-adevăr, luciditatea mentală, comportamentală, prin ce? Prin a dezvolta empatia, a dezvolta starea lăuntrică, care favorizează, facilitează comunicarea aceasta pozitivă, constructivă cu cei din jur. Pentru că e foarte ușor, cum ziceam, să învinovățim pe alții, dar este un pic mai logic să căutăm cu ce pot eu contribui ca să am grijă de mine și de cei apropiați. Și dacă fiecare va conecta acest mecanism important de a ne păsa de ceilalți, cred că vom găsi și armonie și lucruri frumoase în tot ce se petrece, chiar dacă ne pare grav. Vom găsi puterea lăuntrică de a contribui și de a face viața noastră frumoasă, indiferent de maladie, indiferent că se întâmplă lucruri destructive, vom gândi frumos, armonios cu noi înșine. Să nu ne lezăm mintea, să nu ne lezăm mintea. Doamna Nistrean, aveți cuvântul de final. Deci, în primul rând, haideți să respectăm restricțiile, toată lumea. Deci, purtarea măștii, respectarea distanței sociale și spălatul pe mâini, într-adevăr. Să nu panicăm, să fim calmi, să trecem cu brio prin această perioadă grea. Ei, și evident, să așteptăm vaccinul, care sperăm că va face minuni și vom trece prin această perioadă și vom fi sănătoși toți până în 2022. Și să ajungem la acea zonă de declin, unde deja numărul cazurilor noi cu infectări va fi minim. Cu virusul SARS-CoV-2 ce produce infecția COVID-19 deja va fi mic și asta ne va cumva relaxa deja. Vă rog foarte mult, doamna Kondratiuk, cuvântul de final cu sfaturile de rigoare pentru oameni, concret. Dacă nu putem schimba situația globală, trebuie să începem schimbările personale, să fim mai responsabili. Și pandemia cauzată de coronavirus 19 nu trebuie să fie barieră spre calea manifestării a bunătății și sprijinului.
Stimați invitați, stimate invitate, noi vă mulțumim frumos încă o dată și la finalul emisiunii pentru prezență și discuții la un subiect foarte important și la care telespectatorii necesar e să atragă atenția. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Cum au și enunțat specialiștii în domeniu, în momentul în care simțiți noi stări, probleme, noi comportamente, ascultați sfatul specialistului. Și în momentul în care lucrurile vor fi făcute cum trebuie, sigur vom depăși această problemă. Fiind acasă, realizați alte activități, schimbați gândurile negative cu altele pozitive. Și doar așa, acționând concret, noi vom învinge. Toate bune, pe curând!